Pe meleagurile tribujenilor, un sat de un pitoresc nemaipomenit cu o istorie de veacuri, într-un atelier micuț pe care și l-a construit chiar lângă căsuța în care locuiește, meșterul popular Grigori Sânchetru confecționează instrumente muzicale. Unul dintre ele este cimpoiul, pe care nimeni nu-l mai face în Moldova. Din cimpoi, pe timpuri, se cânta la horă, la bal și la șezătoare, de Paști și chiar de Crăciun. Astăzi sunetul acestuia îl auzim mai rar, doar pe la festivaluri, deși, spune meșterul, comenzi are multe. Mai greu îi vine cu materia primă, căci instrumentul este făcut din piele de capră, iar în Moldova sunt foarte puțini cei care o prelucrează. Primul cimpoi care l-am făcut din piele de capră, care am învățat la domnul Constanciu, iată așa ea. Acestea sunt cimpoi mai mici, care se fac din niște piele, niște piele cel de ied, de ieduț. Și la noi, vă să zic că nu sunt meșteri care dubesc, care prelucrează pielea. Și eu eram nevoit să trimit pielicele la comprat, adică le strângem, le colectam aici, la oameni care au capre pensat. Și trimitem la comprat, la un meșter ca să ne prelucreze pielicele. Pe urmă le aducem și încercăm să confecționeze. Asta e un cimpoi de capră, de piele de capră și e acordat în sol. Aici e pus cu clei, adică ai făcut ceva ca să nu iasă aer deloc. Mm-hmm. Pentru că dacă dă drum la aer, degeaba nu mai suflăm, adică al pierde. Și în rest, cum e cu sută coață? Nu e cu sută nimic. Capra se jupoaie, așa ca cum se jupoaie iepurile. Așa, adică ei nu se spintică la mijloc. Și pe urmă, aici se leagă, adică toate ieșirile, pe urmă asta. La urmă, asta e tehnica cimpoiului. Grigori Sânchetru are 61 de ani. De când se știe, a muncit pe câmp. Aceasta, spune el, mai în glumă, mai în serios, era meseria de bază a fiecărui țăran. Dar chiar și atunci când muncea pe deal, mereu era cu gândul la sunetul naiului. Știa că într-o bună zi va apărea oportunitatea de a învăța să-l confecționeze cu mâinile sale. Tatăl lui făcea butoaie din lemn, pe care le vindea oamenilor din sat. Acolo a văzut pentru prima dată cum se alege lemnul, dar și cum se mânuiește acesta. Totuși își dorea mai mult. De când mă țin minte, tatăl meu e lemnar și eu eram pe lângă dânsul întotdeauna. Prima dată, care era meseria mea? Strângem șurcelile de platrunghi. Asta era meseria, tatăl meu. A făcut butoaie, uși. Eu, fiind copil, pe lângă el am deprins cum se fac butoaiele. Eu am făcut și butoaie într-un timp. Pe urmă... Dar meseria de bază era care? Adică în timp ce făceați butoaie, probabil mai munceați... Meseria de bază era cotele. Atunci, în timpul cel avem cotele la deal, ca toată lumea. Și, adică toată lumea de la țară, meseria de bază e pământul pentru toți. Dar pe lângă pământ, adică fiecare o mai apucă în partea cei care îi dragă să facă ceva. Adică să făurească, să meșterească ceva. Cred că și eu sunt unul dintre aceia. Și prima lucrare pe care ați confecționat-o, furând așa meșteșugul de la tatăl dumneavoastră, care a fost? Păi butoiul. Scăunele am făcut butoaie. Adică ceva, niște lucruri care pentru gospodărie, pentru casă. M-am maturizat, am început a face butoaie pentru că după ce m-am căsătorit, au apărut copii și am văzut că trebuie de muncit mai așa, cu spor. Deși anii treceau cum curge apa de izvor, repede, Grigori Sânchetru ajunsese deja la 40 de ani, cu multe griji cotidiene, cu o familie pe care și-o întemeiase și pentru care muncea din greu ca să nu-i lipsească nimic. Bărbatul totuși spera că, într-o bună zi, visul său va deveni realitate.
Și atunci când la expoziție l-a văzut pe marele maestru Lyubomir Iorga, s-a apropiat și și-a exprimat dorința de a se învăța să confecționeze instrumente muzicale. Și așa, o simplă inițiativă l-a adus în atelierul uneia dintre cei mai vestiți maestri din Republica Moldova. A fost un succes pentru el, căci spune acesta, el a fost unicul ucenic a maestrului Lyubomir Iorga. Naiul pentru mine a fost întotdeauna un instrument așa dumnezeiesc, să spun. Și chiar lucrând la pământ, făcând butoaie, alte lucruri, gândul meu era la nai tot timpul. Și când a venit timpul că m-am întâlnit cu domnul Iorga în Chișinău, am discutat cu dinalui. Cum l-ați întâlnit? Păi l-am văzut în centru acolo unde vindea el, dacă mai țineți minte, vindea instrumente. Așa. Și da, m-am apropiat, da, și a fost o discuție așa cam, vă spun, de prima dată cam echiparată, dar lui a plăcut de mine, cred că. Că el n-a mai avut nici un ucenic, eu sunt unicul ucenic al lui. Cât timp a luat, iată, să învățați de la dumnealui să faceți aceste instrumente? Păi eu am învățat cât a fost el în viață. Tot timpul învățam de la dumnealui, pentru că trecând pe lângă apartament până trăie el, atunci eu, adică, nu puteam ca să nu intru. Intram să-l văd măcar ce face și cum n-aș fi, ceva învățam. Și în 30-20 de ani am ajuns unde am ajuns. Adică fac instrumente profesioniste. De la maestrul Lyubomir Iorga a reușit să fure din secretele meseriei și tot acolo, în atelierul său, a prins a stăpâni notele muzicale. Fără ele, spune Grigori Sânchetru, nu poți făuri. Iată, am aici două naiuri. Este de bambus și este de soc. Care e diferența? Adică sună altfel sau? Ele sună diferit, pentru că orice lemn sună în felul său. Dacă ar fi un nai de salcâm, pentru că eu fac și de salcâm, acolo e puțin, sunetul e mai dur, așa, după cum e lemnul. Socul sună, mi-mi place, sună mai moale. Ați învățat a cânta la aceste instrumente odată ce învățați să le confecționați? Păi da. Dacă nu știi a cânta, nici nu mai poți să le confecționezi. Pentru că acolo trebuie să știi cum, adică cum se aranjează notele, cum se aranjează orice. Trebuie să distrugi și tehnica, a construcției și a muzicii, să zicem așa. Astea sunt naiurile care, adică ele sunt într-o fază așa acum de prelucrare. Cu acest nai, iată, am ajuns până unde se bat cepurile. Ele se bat aici vreo câteva, dar mai trebuiesc. Adică se bat niște cepuri de tiei, undeva până aici. Să las un centimetru pentru acordaj, adică să acordă cu ceară. Ceară de albine. Mai departe merge acordajul, pentru că dacă din acel centimetru se poate de mai adăugat, chiar și de mai scos. Adică vibrează. Sunt și secrete pe care nu le vedem noi cu ochiul liber. Dar eu nu spun la toată lumea, la dumneavoastră. Cine a cumpărat primul nai confecționat de dumneavoastră? Nu mi-amintesc cine a cumpărat primul nai. Cred că cineva de la o școală din Chișinău, o școală profesionistă pentru de muzică. Pentru un copilaș, pentru începători. Pe urmă, am avut și Constantin Moscovici, procurat de la mine, mai mult, nu mi-amintesc chiar acum pe toți. Din România am băieți care a procurat. Meșterul mai confecționează și alte instrumente de suflat, precum fluiere și cavale, din care cântă artiști din întreaga lume. Cea mai mare mândrie, spune el, este atunci când vin conducătorii de ansambluri și îi spun că au devenit renumiți datorită instrumentelor pe care le-a confecționat. Care sunt cele mai căutate instrumente din cele pe care le confecționați? Cavalul. Cavalul e cel mai întrebat și la noi și în România. Iată, am aici trei cavaluri. Este un caval în si minor,
Aceste două sunt la minor. Sunt cavaluri, iată așa, cu 5 găuri. Cu 5 găuri aici și sunt cu 6, iată așa. Este de nuc, un caval. Deci folosiți lemn de tot felul. Da, folosind lemnul care are sunet, pentru că lemnul nu tot are sunet. Este lemn care sună, dar este lemn care nu sună. Și vă arăt, iată, aici e un caval din zarzăr. Zarzăr, vedeți? Eu l-am vopsit numai cu lac, fără culoare. Adică el, tot ce se vede, e culoarea naturală a zarzărului. Iată, începutul ăsta, dacă am pomenit de zarză, să-l verificăm și faci cum sună. Pe mine mă bucură faptul atunci când o procurat cineva la mine 10-15 instrumente pentru un colectiv artistic. Și pe urmă spun rezultatul. Adică, deci, noi avem succes datorită instrumentelor dumneavoastră. Atunci asta pentru mine cu adevărat bucurie. Și am avut așa, adică cuvinte de laudă, chiar și de mai multe colectivi de la noi din țară și de pe România, și socot că asta e cea mai bună apreciere. Un alt instrument și, după cum spune meșterul, cel mai vechi instrument pe care îl poți găsi în atelierul lui este telinca. Aceasta este asemenea fluierului, doar că fără găuri laterale. Mai întâi de toate, spune Grigori Sânchetru, a fost telinca. Asta e o telincă. E o telincă în fa diez, o tonalitate înaltă. Și din nuc. E un instrument mai vechi, adică eu cred că el e din la începutul tuturor instrumentelor, pentru că n-are nici, adică n-are cordaj. E cântă urmat din tonalitățile de așa. Adică, deci mai tare suflet, apare o tonalitate mai înaltă. Meșterul popular Grigori Sânchetru spune că nu se oprește aici, pentru că sufletul nu este împlinit. Îi cere să mai confecționeze și alte instrumente. Niciodată nu este prea târziu pentru a deveni unic, făcând ceea ce altora li se pare aproape imposibil. Știți, sufletul cere, ar mai vrea ceva să mai facem. Dar ar vrea să fac taragotul. Taragotul e un instrument românesc. Și foarte mult îmi place, dar acolo sunt niște lucruri care nu sunt puterile mele, pentru că acolo trebuie niște strunguri speciale, niște instrumente speciale pentru dânsul. Nu știu, timpul ne va arăta. Pentru că s-a apucat târziu de acest meșteșug, unii oameni îi spuneau că își pierde timpul în zadar, iar alții chiar îi puneau bețe în roate. Grigori Sânchetru însă a știut unde vrea să ajungă și nu s-a îndoit o secundă că drumul pe care l-a ales este cel corect. Când faci un lucru, eu știu, bun sau care mai rar lumea îl face, să găsesc mulți care vor să pună bețe în roate. Să le zici care? Și vă zic că dacă ai și așa într-un fel pasiv sau te uita la oricare, nu mai merge înainte. Doamna Varvara Buzilă m-a încurajat, acum îmi amintesc mai mult, că mă întâlneam cu ei pe la expoziții, la festivaluri și întotdeauna spunea, Grigori, merge înainte că faci un lucru bun. Dar vreau să vă spun că eu socot că asta a fost pentru mine. Eu ne-am găsit calea cea dreaptă care trebuie să merg. Și, adică știam, eu chiar când făceam butoaie, știam că ceva mai este. Ceva mai este, dar nu știam, nu găsem, nu descoperiam. Pe urmă a trecut timp și am înțeles că asta e meseria mea. Pentru a-și îndeplini visul, spune el mândru, a făcut școala lui Iorga și apoi, din ce avea prin gospodărie,
și a construit două strunguri, care îi sunt de ajutor până astăzi. Strungurile le-am făcut cum adică le-am adunat dintr-o parte, din alta, din ceilalte. Pe acesta strung eu lucram la Chișinău, avem acolo un atelier și am îmblat pe la fier vechi, unde am găsit eu este două bucăți din metal. Le-am unit, acolo era un prieten care m-a ajutat cu la lucru și asta l-am adus, spuneam, de la Odessa. Asta l-am găsit iar la un prieten de-a meu, asta l-am avut eu și așa s-a format strungul. El nu-i tare complicat, dar pentru mine, adică cum îmi trebuiește mine. Pentru că să cumpăr un strung din magazin nu e așa cum îmi trebuiește. Acolo sunt niște lucruri care nici nu mai încurcă la lucru. Ele sunt făcute într-un fel așa pentru alte detalii, pentru la metal, pentru altceva, dar aici merge la lemn și... Dar spuneți-ne ce faceți la acest strung? Aici găuresc lemnul, fluierele. Asta e bucată de lemn de mărimea 3 cm pe 3 și dintre asta iese un fluieraj. Trebuie să o prelucrăm mai departe, o găurim și mergem mai departe cu procedura. Asta aici trebuie să de măsurat, tăiem dintr-un capăt, îl îndreptăm. Măsurăm de 30 cm. Asta e semifabricat pentru fluieraj. Așa. Pe urmă el se curăță. Așa. Colțurile. E mai ușor de curățat în afară. Urmă îl punem în strung și îl găurim. Trebuie atent că lemnul are diferite vânturi, după cum crește el. Iată așa. Și urmă îl prindem strung, dacă vreți, este partea asta. Aici el se centrează foarte bine. Aici foarte mult importă centrarea lemnului. Așa. Și mergem. Vedem ce s-a primit. Ieșit la centru. Și nu v-a luat atât de mult timp. Da. Pentru că dacă nu i-a scuțit burghiul aici în capăt, el poate să iasă nu la centru, dar aici. Sau poate să iasă chiar și aici. În partea asta merge aici. Asta fie un fluieraj din cireș, care sună foarte bine. Și cât timp vă ia până îl finisați? Iată, am văzut cum îl începeți foarte ușor și foarte rapid. Dar cât de timp vă ia până este gata? Întotdeauna pentru cei care privesc că e foarte ușor și foarte rapid. Nu vă spărați. Adică, până e gata, îmi trebuie 2-3 ore. Pentru ca lemnul să prindă glas, este nevoie de multă muncă, dăruire de sine și răbdare. La un simplu fluier muncește câteva ore, dar la un nai poate lucra mai multe zile la rând. Iar pentru a pregăti lemnul este nevoie de ani de zile. Pentru ca acesta trebuie să se usuce. Numai dintr-un lemn uscat poți obține un instrument calitativ. Vreau să spun că cel mai bun lemn pentru fluier e tot zarzarul. Și salchemul. Prunul, iată, am acolo lemn și prun,
Prunul sună bine și are și culoare frumoasă. De unde procurați atâta lemn de cireș și de zarzăr? Păi eu nu-l procur. Îl găsesc. La mine în grădină, am grădină pe malul Răutru și mă duc acolo, adică când văd copacul uscat de pruni. Îl tai și l-am mai lăs 2-3 ani până să usuc mai bine. Lemnul ar trebui să fie uscat, adică nu că ar trebui, dar trebuie să fie măcar de 4-5-7 ani. Deci mai uscat, deci e mai bun. Adică el nu mai are unde să mai scadă, unde să mai usuce. Și este instrumentul calitativ. Totuși, spune Grigorii Sânchetru, munca nu ar fi încununată cu rezultate dacă nu ar fi și mult talent la mijloc. Clar că, eu știu, muncă, vedeți că este vorba și ea, că talentul poate fi 1%, dar muncă trebuie și 99%, așa spune. Dar eu cred că și talent trebuie și mult. Pentru că, da, muncă e muncă, acolo trebuie putere multă, dar dacă n-ai firul ăla care trebuie să gândești, să știi, adică talentul din născare, eu cred că așa e talentul din născare, nu poți să faci așa ceva. Eu aș vrea să fac niște lucruri care tot îmi plac, dar nu pot, măcar să fac eu și nu-i faci, că nu pot face lucruri și eu, înțelegi? Eu aici pot. Altul are talentul în altă parte. Cred că talentul e tot pe primul loc. Meșterul spune că niciodată nu a cumpărat lemn special pentru a confecționa instrumente. Dacă termină ce are prin grădină, mai pune deoparte din lemnele ce le-a cumpărat pentru foc. Avem niște lemn de foc, el i-a dus pentru de foc, adică eu l-am tăiat și uitați, iată așa bucată de lemn, el e de carpăn. Dar îl cunoașteți pe fiecare în parte? Da, este de carpăn, aici de fapt e de păducel. Avem mult lemn de păducel aici. Și eu dintre acestea, el are mărimea teman pentru fluieraș. Pot să-l prelucrez, adică dintre acestea pot scoat semifabricați pentru fluierașe. Câte? Pentru vreo 4 fluierași poate iasă. Dintr-o bucată două, dintr-o bucată două. Adică nu trebuie să aducem lemn special pentru instrumente. Din lemnul de foc alegem pentru instrumente. Așa am făcut întotdeauna, pentru că este cel mai bun lemn. Instrumentele se fac din lemn tare, din carpăn, din frasăn chiar, prun, salcâm. Și aici e tăman ceea ce îmi trebuiește mie. Ce rămâne la, merge la foc, ce e bun pentru instrumente. Aleg lemnul care e fără noduri, fără e drept, e, care e calitativ. Ce e rău, merge la foc. Merge undeva, e vreo, eu știu, 20% aleg pentru instrumente, restul merge la foc. Grigorii Sânchetru afirmă că a avut câteva încercări de a pleca din țară și el, la rândul lui, a fost în căutarea unui viitor mai bun, dar nu s-a regăsit niciunde, pentru că, spune el, nicăieri nu este mai bine decât acasă. Aici e locul în care copilărit și cum sunt aici, cum sunt în copilărie. Aici ce văd, adică tot timpul mi-amintesc, chiar în partea aceea când mă aud pe stânga, mă amintesc când aveam diferite jocuri și fugeam, alergam pe stângi, prin diferite copaci, aropici, adică nicățăram. Și vă zic că aici e toată copilăria. Dacă plec din sat, acolo e altă lume. Aici e copilăria, aici sunt copii, adică mă simt bine. Am fost plecat și eu. Dar pentru puțin timp, cum ar fi unde am fost plecat, am stat cu gândul la sat, la vatra noastră, pentru că eu cred că aici e, pentru mine, aici e locul meu. Adică nu m-am regăsit undeva în străinătate. Am venit în sat și tot timpul, mai ales acum că am atelierul, n-aș pleca niciodată. Tot timpul stau cu gândul la atelier, sunt mai fac ceva, să mai creez ceva, să mai fac ceva nou. Grigorii Sânchetru este un exemplu de perseverență și de răbdare, un om care, în pofida tuturor greutăților vieții, a știut să-și păstreze visele vii
și să le transforme în realitate. Acum trăiește viața pe care și-a dorit-o din totdeauna. Este mereu înconjurat de instrumentele muzicale pe care le visa în copilărie. Acestea îi alină sufletul și îi aduc liniștea pe care numai atunci când ești împlinit o poți avea.